toate aceste date, un polițist din Argeș a fost rănit de un șofer de 20 de ani pe care încerca să-l testeze dacă a consumat droguri. Tânărul a apăsat accelerația și a prins mâna polițistului între geam și portieră. Colegii agentului au tras 3 focuri de armă ca să-l oprească. Ulterior, șoferul, care s-a dovedit că era drogat, a fost reținut pentru tentativă de omor, iar astăzi urmează să afle dacă va fi arestat. Cu toate informațiile despre ce s-a întâmplat, vine colega mea Mariana Zaharia, corespondentă Antena 3 CNN. Bună dimineața, Mariana! Bun găsit! Polițistul este în stare bună, el a fost rănit ușor. Totul s-a întâmplat duminică dimineața, noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când polițiștii făceau o razie pe drumul național 73. L-au filmat pe tânărul șofer în timp ce mergea cu mașina cu 141 de km pe oră pe un drum care avea o limită de 50 de km pe oră. L-au oprit, l-au anunțat că va rămâne fără permis pentru 120 de zile și au intenționat să-l testeze pentru a vedea dacă a consumat sau nu produse interzise, lucru care face practic parte din procedura poliției. Tânărul însă, deși polițistul era chiar lângă mașină, a accelerat, a fugit, polițistul i-a prins mâna polițistului între portieră și geam. Cu toate acestea, să știți că agentul a reușit să se redreseze, să zic așa, și a tras, el este cel care a și tras după șofer și l-a oprit. Unul dintre focuri i-a nimerit chiar unul dintre cauciucurile mașinii și așa s-a oprit. Vorbim despre un tânăr în vârstă de 20 de ani care a și fost reținut pentru că procurorii l-ar acuză de ultraj sub forma tentativei la omor, o acuzație foarte gravă, care astăzi chiar i-ar putea aduce și un mandat de arestare preventivă. Mariana, mulțumesc!